Craiu e mai aproape decât Cămașa. Cred că așa se întâmplă și cu astfel de situații, când poate o unghie ruptă sau un dege de la picior lovit pare mai real și mai dur decât ce se întâmplă în războiul din Ucraina acum. Așa e natura umană, până la urmă. Ce simți tu cu propriile simțuri pare mai real decât ce este la 100 de kilometri în distanță sau la câțiva zeci de ani îndepărtare. Și cei care neagă asta poate să o fac, pot să o facă și din necunoaștere. Generația mea, cel puțin, e prima generație care n-a făcut armata niciodată și nu știi ce înseamnă asta. Și mi-am dat seama că mulți nu înțeleg ce înseamnă, că noi am văzut zile trecute un clip din războiul din Ucraina cu un soldat dintr-o țară omorând un alt soldat și era totul necenzurat, deci foarte, foarte crud să vezi așa ceva. Un om făcând asta e un om. Dar îmi minte să-ți imaginezi același lucru la nivelul a peste 1 milion de oameni. Și da, dreptatea este importantă. Da, eu cred că ar trebui să ne concentrăm să prevenim astfel de lucruri. Că degeaba se întâmplă dacă sunt atâtea pierderi umane. Și cred că soluția vine tot timpul din religie. Și de religia creștină, în special, care ne învață că nu suntem Dumnezei, că viața e sacră, că nu vine de la noi și nu depinde de noi să-i dăm viață sau să o închidem. Multe, cred, din atrocitățile astea s-au întâmplat pentru că au fost comisii provocate, poate, de oameni care nu aveau niciun fel de credință în Dumnezeu, în ceva dincolo de ei. Cu cât promovăm mai mult acest lucru, ideea că omul nu este Dumnezeu și nu are dreptul de a încheia o viață, cred că atât vom putea promova, vom ajunge să evităm astfel de lucruri. Cred că asta este o chestie pe care mulți nu o spun suficient. Credința în Dumnezeu ne apără și de astfel de atrocități. Așa că numele municipiului Bacău, suntem alături de comunitatea armeană și onorăm memoria celor care nu mai sunt. Multă sănătate și sperăm că să învățăm cu toții din această experiență să nu se mai întâmple nică și comunitatea. În continuare, am invitat pe domnul Dumitru Brăneanu, președintele Unii Scriitorilor din România, de la Bacău, să ne spună.